Am întârziat puțin, dar nu mai fiți așa de supărați. Uneori viața e mai complicată, adică mai întârzie un autobuz, să mai oprește o mașină, mai e aglomerație. Salut pe domnul profesor Dumitru Borțun și mulțumesc foarte mult că și-a făcut timp să fim astăzi împreună în acest podcast. Domnule profesor, eu i-am zis un soi de inventar al stricăciunilor românești, dar nu o să fie o emisiune în care să punem doar lucrurile rele, să zicem așa, pe tapet. Ce? Noi suntem niște cusurgeni. Nu suntem. Eu cam sunt, să știți. Deci au momente în care mă descoper ca fiind destul de cusurgiu, nu că n-aș avea motive, acum trebuie să recunoașteți că și dumneavoastră, că societatea românească îți oferă nenumărate... E plină de cusuri. E plină de cusuri și atunci e ușor să faci observații din această categorie. Dar înainte de a plonja noi în inventarul stricăciunilor românești, dacă sunteți de acord cu astfel de abordare, aș vrea să vă întreb că e o perioadă asta, cum spuneam, a examenelor și veniți de la SNSPA și vă întoarceți la SNSPA pentru examene. Spuneți și mie, new generation, oamenii ăștia, așa. Sunt mișto? Sunt ok? Îi simțiți ca fiind... E greu de spus, că sunt altfel. Da? Și noi suntem tentați să greșim dacă îi judecăm după rigorile noastre, după criteriile noastre, după standardele noastre, dacă aplicăm măsurile noastre, unitățile noastre de măsură. De pildă, faptul că nu citesc nu înseamnă neapărat că nu învață. Zău? Ei învață altfel. Adică s-a schimbat cumva... Strategia de învățare. Strategia? Da. Eu să știți că sunt, apropo de cusurgiu și asta, sunt destul de, aș spune chiar nedumerit la un moment dat, când îi văd totuși că pleacă în vacanțe, pleacă pe peste tot, nu știu, aruncă o carte în bagaj. Sigur, pot admite că poate citesc pe un telefon sau pe... Nu, dar nu citesc. Ați exact foarte bine, nu. E o chestiune de generație, din păcate. Mă uitam, îmi povestea cineva de curând, o realizatoare de televiziune s-a dus în casa unei vedete să facă o emisiune acolo. Da. Asta e formatul emisiunii, te duci într-o casă într-o de vedete. Casă. Da. Și până să vină băieții, echipa, să instaleze, ea a scos o carte din poștă și a spus să citească. Și apare gazda, vedeta. Așa. Ce faci, dragă, citești ca oameni bătrâni? Incredibil. Deci asta este percepția... Știți, nemții spun gestalt, gestalturi, un fel de forme prin care noi percepem realitatea. Gestaltul generației este că asta, cum era pentru noi croșetatul, da? Croșetatul, femeile bătrâne, da, bunica da, eventual, bunica, da. Mama n-avea timp de croșetat. Da, corect, corect. Pentru ei cititul este... Dar nu e un paradox ăsta, pentru că, uite, suntem aici în incinta complexului expozițional Romexpo, unde an de an se întâmplă târgul de carte. Dom'le, eu am văzut în ultimii ani apărând atât de multe edituri. Sunt foarte multe volume care apar. Deci volumul de carte tipărită, dacă mă uit și până librărie, e imens, trebuie să admitem. Titluri noi, e o nebunie întreagă. Sigur, am o problemă cu traducerile, multe dintre ele prost făcute, foarte prost. Au cam dispărut traducătorii aia care cu acribie și care știau și, după sensuri. Și care știau și limba română. A, corect, fără discuție. Dacă ăștia parc să... Știu limba engleză, dar limba franceză, dar nu știu limba română. Corect, și nu găsesc, din patru echivalente posibile, găsesc doar unul. Și de fiecare dată, la fiecare final de ediție a târgului, să zicem, Bookfest, da? Sau chiar și Gaudeamus, se raportează noi succese în materie de vânzare de carte. Dom'le, anul acesta s-a depășit orice aia, s-au cumpărat. Păi în raport cu anul antecedent. Da, dar ce n-ai fac cu cărțile astea, ăștia de le cumpără? Păi le citesc, dar statistica spune că suntem pe ultimul loc în Europa la producție și la vânzare de carte. Da? Deci noi ne lăudăm cu noile succese în raport cu anul precedent, dar la nivel european suntem vai de mama noastră. Nasol. Domnul Turcescu, noi nu avem dragoste de cunoaștere și de învățare. Iar cei care spuneau, activiștii comuniști care ne spuneau că poporul român a avut dintotdeauna sete de cunoaștere și de învățătură, și că poporul spunea cine are carte, are parte, resemnificau de fapt o vorbă care se referea la cartea funciară. Extras din cartea funciară însemna cine are carte, are parte, adică avea parte de pământul lui. Care era. Deci în... N-am știut asta, dar mi se pare... Da, e adevăr sociolingvistic. Deci, dar comuniștii nu au făcut rău că au resemnificat-o, pentru că ei încercau să ne facă să citim.
Mai făceau ceva bun comuniștii. Vorbeau de educarea prin muncă și pentru muncă a tineretului. Ei și-au dat seama cu cine au de-a face. Noi nu avem o cultură a muncii. Nu avem o cultură a muncii, nu avem nicio cultură a lucrului bine făcut. Da, mai ales că trăim vremuri. Da, disciplina în muncă, ordinea operațiilor, punctualitatea, toate lucrurile astea țin de o cultură a muncii unde tu te simți bine în procesul muncii. Nu, marea majoritate a românilor se simt bine în afara muncii. Pentru ei, ei se simt ființe umane, adică inteligente, creative, imaginative, în afara muncii. În muncă se simt încorsetați, oropsiți. E trudă, nu e muncă. Bun. În afară de câțiva oameni, cum am fi noi, de pildă, precis vă place munca pe care o faceți, mie îmi place la fel, un pictor, un dansator, o balerină, ăștia care lucrează în domenii creative, da, sunt oameni fericiți în munca lor, dar restul nu. Da, asta e o chestiune, e o opțiune de viață, e un noroc să prinzi o meserie pe care să o faci cu plăcere toată viața, e o treabă de educație care vine generațional, de se transmite de la părinte la... De educație. Da? De educație. Sistemul românesc de educație nu are, printre multe altele, nu are nici orientarea școlară și profesională. Și nu există un ghidaj, niște ghiduri, niște oameni care se ocupe de treaba asta. Noi am avut o secție de pedagogie în cadrul secției de Facultății de Filosofie a Universității din București, dar care avea 20 de locuri pe an. Ce să faci? La miile de școli care există în România, tu ai avea nevoie de câte un psiholog școlar la fiecare. Deci era făcut așa mai mult ca să bifăm și ca să avem de unde să luăm cercetători pentru Institutul de Științe Pedagogice, dar nu ca să trimiți psihologi școlari în rețeaua de învățământ. Nu, asta ne trebuie. Și copiii să duc la plezneală, cum se spune, așa, la un nimerit. Sau ai noroc, sau întâlnești omul providențial care apare la momentul potrivit al vieții tale, care să-ți dea o idee, o direcție, ori ai acasă niște oameni care te îndrumă, îți arată și îți cultivă calitățile, dar copilul așa de capul lui la vârsta aia nu prea știe încotro să o apuce. Simțiți în momentul de față o tensiune foarte puternică între generații? Adică, sigur că noi toți, da, și eu și dumneavoastră și părinții și bunicii noștri, evident că a existat un așa numit generation clash, o încordare între generații, o confruntare. Dar ele erau pe diverse chestii. La un moment dat că, apropo și de orientare profesională și de vestimentație și de... Vi se pare totuși că lucrurile se duc însă mai sus în acest moment sau într-o altă sferă? V-aș spune un lucru care o să vă surprindă. De fapt, nu e o tensiune mai mare ca înainte. E o mare diferență, iar diferența e atât de mare încât nu mai apare nicio tensiune. Sunt filme diferite. Lumi diferite. Deci, de obicei, avem de-a face cu o diferență între generații, pentru că fiecare generație se formează sociocultural într-o epocă. Da. Între timp, epoca se schimbă. Și atunci are alte comandamente, alte mode, alte curiozități, alt tip de sensibilitate de la o epocă la alta. Nemții au o expresie, Zeitgeist, da, spiritul timpului. E alt spirit al timpului. Și atunci, tu te formezi într-o epocă și copilul tău în altă epocă. El are o anumită continuitate. Este capitalul cultural cu care pleacă din familie. Tot ție ți se datorează. Dar se întâlnește capitalul lui cultural moștenit din familie cu epoca. Și atunci rezultă altceva. El e diferit de tine. Și părinții trebuie să aibă înțelepciunea de a înțelege lucrul ăsta. Și să nu aibă pretenția ca fata lor sau băiatul lor să semene cu ei. Că n-au cum să semene. Asta e pe de-o parte. Și mulți spun așa, dacă atâta vreme când mănânci la masa mea, faci ca mine, gândești ca mine, zici ca mine, adică vrei să fie ca tine. Wrong. Pe de altă parte, în zilele noastre nu mai e o simplă diferență de epocă, e o diferență de civilizație. Se trece de la civilizația industrială la civilizația informațională, cu totul alt design, cu totul alte
de la materia primă a muncii până la reperele axiologice, etice, morale, cu totul diferit. Și atunci copiii ăștia pur și simplu nu prea mai au ce învăța de la noi. Iar noi nu prea mai avem ce să le oferim. Sunt părinți care nu știu nici de unde să deschide computerul și ei zburdă în lumea virtuală. Sunt părinți care nu știu bine la ce facultate sunt copiii lor, pentru că n-au înțeles noutatea. Copilul lor face facultatea de relații publice și ei povestesc că fata mea e la relații internaționale. Pentru că nu au noțiunea ce e cu meseria ce asta. Aia, da. Ce da. O să faci tu, mamă? Da, da. Când? Deci, sunt atât de mari rupturile încât nu prea avem ce să ne spunem. Și cu timpul, dacă nu te ții tu după ei, tu ca părinte, trebuie să te ții după el. Să vezi cam ce citește, pe ce site-uri intri și tu acolo, citești și tu te familiarizezi cu limbajul lor. Da, da. Altfel vom ajunge să nu avem limbaj comun cu copiii noștri. Știți ce mă gândeam? Uite, mă dau o întâmplare personală. Am nevoie de un electrician autorizat. O lucrare, nu vreo mare chestie, ca să zicem așa, da? Adică să conecteze un device la rețea, o chestiune trifazică. Trebuie să fie, aș face eu dacă mă întrebați pe mine, așa că da, n-ar fi o problemă, da? Trebuie să fie electrician autorizat, că altfel pierd garanția la device-ul pe care trebuie să-l montez acolo dacă nu apare că a fost montată de un electrician autorizat. Bun. Și întâmplător, nu mă grăbesc neapărat, dar am tot dat telefoane. Dom'le, să vină cineva să facă o astfel de lucrare. Chestie de o jumătate de oră, să ne înțelegem. Montează o siguranță, da, într-o parte în alta, aș pune o parafă și a terminat lucrarea. Unu, sunt puțini, da? Doi, te programează, durează cel puțin vreo 3 săptămâni, deci dacă ai avea nevoie în următoarea săptămână, nu există așa ceva. Am sunat pe peste tot la un moment dat să găsesc pe cineva. Și observ din discuțiile pe care le-am, dar și din alte experiențe, că în general sunt oameni trecuți de 40-50 de ani, ba chiar 60 de ani, care într-o formă sau alta au rămas în activitate, să zicem. Că sunt angajați part-time la UFA. N-am auzit să fie oameni foarte tineri și nu prea îi văd să fie foarte tineri. Nu. Deci chestia asta cu măseriile clasice, să zicem, ăstea mor. Cine n-ai să le mai facă, domnul profesor? Desfințarea școlilor de meserii da. A dus la acest... A dus aici, da. E o pauză generațională. Și acum se vorbește de reintroducerea școlilor de meserii. De ei nu-și dau seama cei care speră că fac așa, hocus pocus, să nu adă firul de unde s-a rupt. Nu-și dau seama că între timp s-a născut altă generație care se uită așa la școlile de meserii. Generațiile actuale sunt generații de oameni care vor totul cât mai ușor obținut și cât mai repede. Americanii au zicala lor, easy money, da. Bani făcuți ușor. Da, da, da. Tineretul nostru, în marea lor majoritate, tinerii de astăzi gândesc așa, să mă duc undeva unde să fac o treabă cât mai ușor și să câștig cât mai mult și repede. Nu au răbdarea aia de a construi, de a clădi, de a se construi pe ei înșiși, de a se forma. Și de unde vine chestia asta? Din lipsa de răbdare exersată pe internet. Da. Totul fiind în foarte mare viteză, atunci și viața lor e în foarte mare viteză și totul e în viteză. Exact. Eu cred că nici pensia nu o să aștepte. Adică am văzut oameni care la 40 de ani visează după 10-15 ani de muncă. Vor pensie. Da, vor pensie sau vor să iasă din toată chestia asta. Adică eu am întâlnit niște băieți, spre exemplu, care din criptomonede au făcut rapid câteva milioane. Da, i-am întâlnit. Sunt oameni la... Nu cred că au 40 de ani, vorbesc foarte serios. 37-38 de ani acolo pe undeva. Cam asta e generația exact, care a prins. Da. Da? Au făcut 1-2 milioane din criptomonede, au investit rapid, nu știu, în imobiliare, nu știu ce, au dublat și ei rapid banii respectivi, așa. Și acum îi trebuie pus și zic, ce faceți? Ce să fac? Ne relaxăm. Da? Vă relaxați în ce fel? Călătorim, facem, nu știu ce, din când în când, dacă se mai vește oportunitate, mai investim, mai pun banii ăia, easy money de care vorbeați, să lucreze pentru ei și fac în continuare alți bani. E cam ciudat totuși așa, să întâlnești oameni la 40 de ani care să spună sunt un tânăr pensional și să nu fie un eufemism, să fie chiar un tânăr pensionar. Să știți că eu am întâlnit un astfel de om care mi-a spus că am 45 de ani și sunt îngrozit. Ce mai fac încă 45 de ani? Acest om realiza importanța de a avea un sens al vieții. De a avea un obiectiv, un ideal. Și își dea seama că s-a văzut cu saci în căruță și îmi spunea, ce fac eu în următorii 45 de ani?
Pentru ce să trăiesc? E groaznic. Acești oameni care v-au spus că se relaxează, era o formă de praf în ochii lor, în primul rând, și în ochii altora, ca să nu spună, suntem cu un picior în depresie. Pentru că nu știu dacă ați văzut câte vedete extraordinare din lumea filmului, din lumea muzicii, din lumea rock-ului. Clachează. Ori mor dintr-o supradoză prin vreo cameră de hotel, singuri, ori sunt pur și simplu, iau razna, pentru că nu mai au pentru ce să trăiască. Și asta ne spune Viktor Frankl, Frankl, care a trecut prin două lagăre de concentrare și care a scris cartea aceea, Omul în căutarea sensului vieții, asta spune, că acolo rezistau și trăiau în condițiile alea limită, mizerabile, numai cei care aveau un sens al vieții. Cei care nu aveau, acolo și-a dat seama și i-a venit ideea asta cât de important e sensul vieții. Adică rostul vieții. Ce rost are să trăiesc? Pentru ce trăiesc? Să poți răspunde la întrebarea asta. Ori sunt oameni care nu mai au pentru la ce. Noi care ne luptăm pentru câștigarea existenței și pentru a câștiga un ban mai bun, mai mult, un ban și pentru aia și pentru aia și avem niște lucruri planificate, suntem ocupați cu treaba asta și nu simțim golul ăla. Spinul ăla, dar oamenii care nu au așa ceva sunt foarte sunt ca niște oameni infirmi, sunt ca niște oameni bolnavi. Păi să știți că mi-ați conturat o idee despre ce ne așteaptă, mai ales că dumneavoastră și lucrați cu acești tineri în fiecare zi, da, la nu sunt foarte optimist apropo de ceea ce urmează. Nu, nici eu nu sunt. Da? Nu există o stare de aia, să zicem, domnule, vine o generație care o să schimbe profund lucrurile în România și în lume. Adică noi suntem setați să credem că generația care vine va fi mai bună decât noi. Și de data asta este altfel. E greu să spun că e mai bună sau mai rea. Eu nu spun nici că e mai rea, pentru că nu știu cum va arăta lumea. E pur și simplu altfel. Altfel. Da. Dar ca sens general, poate că se realizează ceea ce, dacă mai țineți minte, unul dintre romanele tinereții noastre de science fiction era Nebuloasa Andromeda. Când niște oameni se duc departe într-o așa, se întorc și găsesc Pământul după nu știu de mii de ani. Da. Și toată lumea stătea plioștită la soare, indiferenți unul față de altul, fără nicio motivație, pur și simplu stăteau ca niște foci. Și ăștia s-au îngrozit, pentru că nu mai găseau pe cineva. Ce cu voi? Pentru ce trăiți? Păi dacă mergem spre asta, pentru că observați că toată civilizația industrială a mers spre simplificarea vieții, spre mărirea confortului și spre satisfacerea nevoii de comoditate. Drumul cel mai scurt între două puncte e drumul drept. A găsit drumuri drepte pentru tot felul de nevoi. Și la ora actuală, pur și simplu, trăim într-un mediu inteligent care ne ajută să ne rezolvăm problemele apăsând niște butoane, da? Sau așa? Îți dai drumul la centrala de încălzire de la casa părintească pentru aplicație. Da. E ceva, te duci acolo, mergi o oră, două pe drum și când ajungi, casa e încălzită. Totul e mult mai simplu. De asta ce înseamnă? Copiii noștri nu mai gândesc. Pentru că toate aceste operații care se făceau înainte printr-un proiect, pentru un plan, fac aia, aia și aia și dacă nu mi-este aia, trebuie să fac aia. Am un plan B, un plan de rezervă. Tot timpul îți minte la contribuție, asta nu mai e nevoie. Apeși pe buton și se realizează. Și lucrează inteligența artificială pentru tine. Și atunci, inteligența ta naturală Sucombă. Da, să restrânge de fiecare, devine ce mai micuță. Da. Vă propun un scurt inventar, cum spuneam, a stricăciunilor românești. Asta cu educația e... Am atacat-o puțin în dialogul nostru și cu Capăt, și a purtat un dialog și la Metropola pe această temă. Dar mă gândesc acum la ce se întâmplă și iarăși am o stare din asta de, cum să spun, de uluire, apropo de viața politică, dar nu neapărat de momentul ăsta pe care îl trăim acum. Asta e o etapă în toată treaba asta. Domnul profesor, e o stare de mediocritate teribilă în materie de establishment politic și asta nu e neapărat, bun, ne ocupăm acum de România, dar mă uit așa și în jur, ca să zicem, inclusiv cu oceanul peste ocean, dacă e nevoie. Iertați-mă, dar mie mi se pare că toți tâmpiții, toate loazele
toți inșii care n-au un proiect, așa, se adună și se duc să facă la un moment dat politică și unii dintre ei ajung să ocupe chiar poziții foarte înalte în administrația politică. La nivel național sau, cum spuneam, și la nivel mondial. Cum naiba s-a ajuns aici? Adică... O explicație ar fi de natură culturală, în sensul larg, de antropologie culturală. Și prima observație de la care putem pleca este observația lui Unai Ionescu, care spunea într-o conferință că românii nu au simțul valorii, nu ochez valoarea, ochez non-valoarea. De pildă, dacă te duci într-un sat, toată lumea spune cine e slăbănogul satului, cine e prostul satului, cine e nebunul satului, au diferite denumiri în funcție de zonă. Te duci în Ardeal, în Oltenia, în Moldova, li se spun diferit. Dar știi care e cel mai prost? Dacă întreb care e cel mai deștept, nu știe nimeni. Fabulos! Nu știe nimeni. Așa e peste tot. Și atunci de ce am ști noi pe cine să trimitem în Parlament? Fiindcă noi nu avem, noi nu vedem pozitiv, vedem negativ. Bă, ce prost e ăla. Dar ăsta e deștept și ce gădește? E deștept pentru el. Adică nu simțim că o valoare care este individuală, personală, poate avea consecințe sociale care să mă atingă și pe mine. Și nu ne coalizăm în jurul valorilor. Ne coalizăm în jurul celor care ne pot oferi niște oportunități. Știți? Acei, cum le spunea Ion Iliescu, fripturiști. Bă, mi iese și mie de o friptură, mă duc după asta. Adică acel miza mică, chilipirul, chelnerii de bacșișuri mici. Asta. Miticismul. Da. Miticismul ca o categorie socioculturală, din păcate. E o categorie, nu e doar estetică, nu e doar stilistică, e și categorie și morală. Și totuși, domnule profesor, au fost etape în istoria noastră când am mai dat și niște vârfuri. Adică am mai avut și prin diplomație și la nivel economic, da, niște inși care... păreau din alta luat și au și făcut. A zis o vorbă mare. Nu? A zis niște inși. Da, niște... N-au fost instituții, domnul N-au fost. Așa e, da. Da, niște instituțiile inși. Clădesc, construiesc și lasă urme și produc în continuare inși. Dar noi am avut niște inși. Mă tot duce mintea la ce spunea Constantin Noica. Cultura română este o colecție de vieți exemplare, adică de inși, dar nu de opere. Noi nu avem opere. Lipsesc opere foarte mari. Toată cultura, de pildă toată filozofia fenomenologică lipsește din cultura filozofică românească. Nu avem o cultură în jurul lui Kant. Avem două, trei traduceri, Nicolae Bagdazar, dar dinainte de război s-a mai ocupat acum de curând în ultimii ani Valentin Mureșan, Dumnezeu să-l ierte, profesorul Ilie Pârv, atât. Dar dacă te duci în Germania, te duci în Franța, te duci în Italia chiar, care sunt mai rezervați de filozofia germană, sunt munți de cărți scrise despre Kant, despre opera lui Kant, pentru că așa au devenit și ființe morale, pentru că au învățat de la imperativul categoric al lui Kant, l-au întors pe toate fețele. Noi nu, habar n-avem. Deci vă mirați că suntem necitiți și nu cumpărăm cărți? Cumpăr o anumită categorie de oameni și să știți că de multe ori se cumpără. Nu știu dacă e cazul să povestesc, avem timp? Sigur. E o teorie, se numește teoria beneficiului simbolic în marketing. Când se spune că un om cumpără un anumit produs, nu pentru că e superior pe calități fizico-chimice și funționale, că sunt toate la fel. Diferențele sunt foarte... Între telefoane, de pildă, cât la sută din funcționalitatea unui telefon credeți că folosiți dumneavoastră? 20%. Eu cred că nici 10%. Exact. Eu personal. Da, așa. Exact. Ce contează că ăla mai are două? Știți de cum îi luăm? Spune David Ogilvy. Avea 19 ani când s-a prins de treaba asta și a făcut propria firmă de publicitate. Și a ajuns la patra firmă din lume. Să corespundă cu imaginea noastră de sine. Ce credem noi despre noi? Bă, asta, da, îl merit. Să merită. Cum și mă și duce într-o categorie. Plasează în altă categorie. Acolo, da. Sunt acolo, dacă e okay. Așa ce... Sunt două mecanisme brand, aici. Da, ați exat foarte bine. Un mecanism e de recunoaștere. Mă recunosc în produs și alta e de proiectare. Mă proiectez. Produsul ăsta mă proiectează în altă... Bun.
De aceea toate prezentatoarele de modă au un corp frumos. De ce? Pentru că cea care vrea să cumpere rochia speră că va fi și ea catapultată în acea categorie de femei. Nu chiar ca aia. Că ea are 1,65 m, nu poate să aibă 1,75 m. Dar fi pe acolo. E pe acolo, da. Pentru, da. Deci asta se numește proiecție. Mă proiectez într-o altă categorie de bărbat sau de femeie, mă proiectez sau mă regăsesc. Mm-hmm, mm-hmm. Și atunci când faci pe regăsire, faci o reclamă, dau un caz real, o reclamă la detergent, cum Magda Catone, care știe să facă pe gospodină. Uite, o face ca mine. Iau și eu detergentul ăla. Fiindcă m-am recunoscut în ea. Deci sunt două mecanisme, recunoașterea și proiecția. Însă când mă recunosc, mă recunosc pentru că am o imagine despre mine. Dacă sunt un om familist, mă simt un bărbat familist, îmi iau o mașină cu 4 locuri. Cu 5 dacă îți bat. Dacă mă consider un playboy, îmi iau una cu 2 locuri. Bineînțeles. Deci întotdeauna femeile când își aleg o pereche de pantofi, e în funcție de imaginea de sine. Mm-hmm. Mm-hmm. Cu cataramă de aur sau mai modest, cu toc atât sau atât. Deci în funcție de imaginea de sine. Și de-aia vă spun că întrebarea dumneavoastră aici bate. Noi, de fapt, alegem în funcție de ce credem despre noi înșine. Dar lumea asta în care trăim, despre care povesteați și acum, da? În care alegerile, inclusiv la nivel de alegeri de cu cine te însori sau cu cine te măriți, în care, exact. Da? Adică îl iau pe ăla că, sau iau pe aia că arată într-un fel, nu că o să simt eu că e o mamă bună, gospodină sau că e o femeie care să mă înțeleg. E de mine, e pentru mine. Cu cine eu să iau la braț la următoarea nuntă, da? Și să ofteze tot, să zic, ia uite-l pe ăsta. Mi se pare că e o lume... Bine, nu, asta deja cred că e un truism ce zic eu acum, dar e o lume golită de conținut, e o chestie așa de tinichea, suna gol dacă bați mai un pic mai tare în ea. E o lume în care dacă zgârii un pic suprafața asta, vezi stricăciunea, ca să zic. E o lume în care, din păcate, lumea românească este o lume în care valorile spirituale au un loc foarte mic. Și cel mai mare loc îl ocupă valorile materiale. Și valorile de autoreprezentare, se numește cultura autopromovării. Să ne promovăm, să știm, să vadă. Eu n-am acasă preș pe jos, dar îmi cumpăr mașină de 40.000 de euro. Sau n-am casă, dar mi-au mașină. Sau n-am casă, dar mi-au mașină. Ca aia se vede. Normal, da. Știți de unde vine porecla Bucureștiului de micul Paris? Ziariști francezi, ofițeri francezi, medici care veneau în România cu diferite, inclusiv avocați. Poincaré, de pildă, viitor președinte al Franței, a fost întâi avocat și prezent la București în marea afacere Skoda sau nu știu care dintre ele. Și vedeau Bucureștiul și constatau că cele mai luxoase trăsuri care abia se lansaseră la Paris erau și la București. Le vedeau la șosea. Și acum e la fel. Și acum e la fel. Da, cu mașinile. N-apucă să fie lansată la salonul auto de nu știu unde și e deja în... Voilà. E parcată în fața unui restaurant. Și rochiile damelor. Deci ei se duce. Erau invitați la baluri, la recepții și vedeau acolo rochii abia lansate la Paris, decât o casă de modă. Le vedeau la București. Păi, zice, ăsta e micul Paris, un fel de anexă. Era ironică. Pentru că la acele baluri, spun martorii vremii, doamnele respective, elegante cum erau, s-o păiau pe niște pietroaie ca să nu calce noroi. Înțelegeți? Deci noi aveam probleme, aveam de atunci cu infrastructura. Și acum îți iei mașină de 150.000 de euro și dai cu ea în gropile din București. Adică e nenorocit. Suntem, avem niște constante exact, ale noastre. Da. Și acea mare revoluție care să schimbe structura asta de valori pe autopromovare, pe lasă că merge și așa, pe lasă măi, până mâine mai e o zi, lasă că n-au intrat zilele în sac. Și nu vrem să ne programăm pe termen mediu și lung, trăim în prezent. Toate lucrurile astea care formează un profil psihomoral și cultural rămân constante, după cum vedeți. Nimeni n-a reușit să le schimbe. Mm-hmm. Pentru asta s-ar putea face o politică educativă. Asta ar însemna o România educată.
O Românie educată în așa fel încât să intre în rândul lumii pentru secolul 21. Numai că vor sări imediat și naționaliști care au zis, ce vreți? Vreți să intrați peste felul nostru de a fi? Uh-huh. Adică peste identitatea noastră? Ei crezând că identitatea e ceva atemporal, anistoric. Da, și că ține doar de mămăligă și de brânză și da, de... Da, și de ceapă și de usturoi. Și, și dacă nu e asta, nu e identitate. Da. Și ce dacă sunt ulițele înfundate și străzile pline cu noroi? Nici o problemă. Noi suntem noi înșine. Uh-huh. Păi băi, frate, acest noi înșine poate fi ori o cortină care ascunde comoditatea, lenea pur și simplu, da. Lenea de a gândi și de a acționa. De a acționa, da. Ori poate fi o perdea de fum pentru cei care vor să schimbe și să le spui, nu, noi suntem cu identitatea, noi vrem să rămânem noi înșine și de fapt nu vrei să schimbi fiindcă ție îți merge bine. Toate aceste cusururi de care vorbim noi de la începutul te fac să prosperi. Tu prosperi în ea. Să ai o expresie de la englezii, pescuitorii în ape tulburi. Da. Cu cât apele sunt mai tulburi, mai murdare, cu atât tu pescuiești mai ușor. Domnul profesor, aveți nostalgie apropo de vreo perioadă din istoria noastră recentă, să spunem, când, să zicem, ați simțit că lucrurile mergeau bine sau spre bine sau când vi s-a părut că atingem un vârf, să zicem, din mai multe puncte, economic, singura politic. Etapă în care mergea totul mai bine de la un an la altul a fost 1965-1970. Uh-huh. 71. E o perioadă în care eu am făcut liceu. Pe urmă am intrat în facultate în 70. Era perioada în care apăreau traduceri noi. Apăreau, de pildă, Jean-Paul Sartre, teatru. Trei volume. Apăreau dramaturgia teatrului englez contemporan. John Osborne, toți aia tinerii furioși, da. Erau traduși la noi. Teatrul american contemporan, cu marilor așa, monștri, sacri ai dramaturgiei universale, erau traduse. Deci după epoca aia de rusificare, de proletcultism puturos, da. Au început să apară, ne săturasem răm de filme alb-negru despre marele război pentru apărarea patriei. Cu rare excepții care erau niște capodoperi, cum ar fi Copilăria lui Ivan sau astea ale lui Eisenstein. Dar restul erau, Eisenstein fiind un geniu al cinematografiei mondiale. Dar restul erau de asta, de propagandă sovietică. Da. Au apărut filme italiene care erau neorealismul italian, erau de stânga, de-aia intrau. Dar vedeai acolo o viață extraordinară, o viață omului simplu, omul amărât care trăiește la firul ierbii. Hoțul de biciclete. Hoțul de biciclete, da, la stradă. Adică genul ăsta, la stradă. Genul ăsta, da. Genul ăsta, da. Asta te educa. Și sigur te educa de stânga, dar nu sunt Ceaușistu. Că Ceaușistu, Ceaușismul nu era de stânga. Da. Ceaușismul era de dreapta. Omora doar de dreptul și libertății și cetățenii și să nu poate fi de stânga. Deci a fi de stânga, a fi de partea omului oropsit și de a fi pentru drepturile omului, indiferent că femeie, bărbat, sărac, bogat, te formează și ne-au mai format, o să râdeți, filmele indiene. Și știți de ce? Filmele indiene erau niște povești foarte simple. Da, Vagabondul, Avaramul, alea. Păi alea, de fapt, erau o luptă între bine și rău, foarte bine. Negru era rău, albul era binele, se luptau și învingeam erau binele. Nu, erau niște povești... foarte educative. Mi-am dat seama acum vreo 2 ani când am revăzut Vagabondul. Mama mia, Rașcapur, Rașcapur în rol final. Mama mia, zic eu, de-aia am devenit de stânga, fiindcă la 8 ani, la 9 ani, vedeam filmul cu ăsta, cu Rașcapur. Uh-huh. Incredibil. Uh-huh. Cinema Patria din Alexandria. Deci, știți că a existat un film extraordinar de frumos italian, Cinema Paradiso. Da, bineînțeles. Senzație. Și el asta spune, acel cinema, că el ajunge mare scriitor la... Mare film. Da, și se întoarce în orășel lui și află că se dărâmă, se demolează. Da. Și suferă îngrozitor și spune, acel local a fost fereastra spre lume, prin care eu m-am format ca om. Pentru că fugea de acasă să meargă la Cinema Paradiso. Așa a fost Cinema Patria din Alexandria pentru mine. Vorbind despre această perioadă, acum deschid și eu o paranteză, citesc încă la un volum scris de Aneliu Ute Gabani,
care a lucrat la secția Europei Libere și s-a ocupat în anii aceia despre care vorbim noi acum, deceniile 60, 70, 80, tocmai de scriitorii români, de viața culturală a României. Chiar așa se numește volumul Ceaușescu și scriitorii. E un volum care adună cumva cronicile ei făcute la Europa Liberă despre viața culturală din România. Unde l-ați găsit? Sau l-ați la târgul de carte. Aneliu Tegabani, cu care am făcut pe vremuri și un interviu acum vreo 20 de ani, mă rog, pentru evenimentul zilei, dar a adunat în acest volum, este senzațional. Ce m-a fascinat, vă rog să mă credeți, și mi se pare incredibil. În acei ani 60-70, mai apoi și anii 80, domnule profesor, în revistele culturale ale vremii, că erau Luceafărul, că erau Săptămâna, celebra Săptămâna, culturale sau nu neapărat numai culturale. Revistele. Se făceau recenzii, nu apariții. Făcea... Atenție, deci erau mai multe recenzii, dar erau dispute, erau să contrau, se înjurau sau se lăudau, dar existau la un moment dat inclusiv dezbateri profunde în legătură ideologice. Protocronism versus sincronism. Exact. Da. Extraordinar. Adică lumea culturală românească de la acel moment, în mod absolut uluitor pentru mine, citind acest volum, mi se pare de o efervescență incredibilă în raport cu ceea ce trăim azi, în lumea în care trăim azi, în care dialogul ăsta, dezbaterile apropo de teme majore ale lumii culturale românești, sunt sub forma a 10 rânduri pe Facebook despre ce filme au fost la TIFF. Mai o revistă culturală de tip Dilema, care cred că a rămas singura în piață. Și restul, componența guvernului. Exact. Restul sunt, iertați-mă, niște rahaturi, adică nu se discută nimic. Iar emisiune de știri dau non știri. Noi nu avem o emisiune de tip bulion de culturi, deci o chestie de asta să fie ceva să se întâmple. Ați auzit de Ilie Rad, da? De la Cluj. Da, bineînțeles, da. V-aș invita toată la un simpozion. Da. Pentru cei care ne urmăresc, a condus an de zile secția de jurnalism de la Facultatea de Comunicare și de la Babeș-Bolyai din Cluj. Un om excelent. Da. Și a făcut o cercetare în anii 80. Analiză de conținut pe emisiunile informative de la principalele posturi de televiziune. Știri autentice erau 2%. Restul erau non-știri. Adică fapt divers. Cum băieții a fost mușcat un câine, că nu știu ne. D-astea. Deci, nici măcar că un băiețel a mușcat un câine, că atunci era o știre. Era o știre. Da. Deci, chestia asta că umplem emisiunea de știri, dar știți de ce să umplu? Fiindcă ele fac audiență și minutul de publicitate nu e 7.000, e 14.000 de euro. Da, corect. Deci, aici vine totul. Și astea au rămas de pe vremea războiului din Vietnam, când televiziunile americane aveau știri despre ce fac băieții noștri în Vietnam. Și toate femeile, neveste, surori, iubite, erau acolo. Erau pe televizor. Și în momentul ăla a rămas regina grilei de televiziune pentru până astăzi. Și toată lumea pasează acolo. Da, îți dau dacă îmi bagi la emisiunea de știri. Da? Îți dau comandă de publicitate. Și e nebunie și trebuie să o lungești cât mai mult. Da, corect, așa e. Da. Să faci două, trei calupuri de publicitate. Știu foarte bine. Știu că știți. Da. Spun pentru cei care ne urmăresc. Unul la început, unul la mijloc, unul înainte de final. Mai spui că urmează o știre interesantă și mai bagi un calup. Bun. Din cauza asta, știrile s-au diluat până la povești. Are loc o scenarizare a știrii. O babă a fost o femeie, nu, zice așa, o femeie, nu, o bătrână în vârstă de 60 de ani, vă dați seama? Da, săracă. Egocentrismul redactorului, egocentrism de generație. Dacă ea are 25 de ani, de la 40 de ani sunt babe. Bineînțeles. Aia săracă e 60 de ani, o bătrână de 60 de ani. Și aia la 60 de ani să simte în puterea lui. O bătrână de 60 de ani a fost atacată de un ăsta, se pare că în jurul orei 1, nu știu ce, încă se fac cercetări. De la fața locului, da. Și apare una de la fața locului. Ia zi, ați auzit ceva? Am auzit eu ceva, dar n-am știut și m-am întors pe partea aia la altă. Vecină. Da, da. Altul. Cu șapca pe frunt, pe ceafă. Da, zice, avem o listă de suspecți, să o urmărim. Asta e polițistul. Polițistul.
trebuie să fie și erou sau antierou, ăla care a făcut prostia. Și ți arată niște bascheți alergând în noapte așa, doar de la genunchi în jos, ăla fuge. E erou. Și oamenii, este exact pătratul prop din pătratul narrativ. Erou, antierou, martor și relator. Relatează ziarista, reportera, martorul e așa, baba, da. Aia, vecina, erou și antierou, ăla care se duce să-l prindă, e erou. E de fapt o telenovelă, o scenă de... O scenetă. Și omul stă și se uită, fiindcă toți vor povești, da. Toți vrem. Știți că storytelling a ajuns metodă de marketing. Corect. Deci vinzi dacă știi să spui o poveste. Bun. Există un film filantropic românesc unde celebru personaj interpretat de celebru actor, imensul actor Gheorghe Dinică, spune: auzi, profesore, dacă o mână întinsă nu spune o poveste, nu primește nimic. Da. Deci povestea este cheia care deschide sufletele oamenilor. A ajuns să fie element de retorică în discursul politic, în discursul electoral, vii cu o poveste. Deci, dar pe mine mă îngrozește un lucru apropo de politică, domnule profesor, că ăștia nici povești nu știu să spună. Păi de unde să știe? Habar n-au. Deci mă uit la ei, vorba lui Vadim Tudor, la un dat au carisma unei borduri. Deci nu sunt în stare să zică ceva, atenție, să te emoționeze în sensul în care să trezească în tine măcar o mirare. Nu să spun să plângi în batistă sau să urli în fața televizorului, dar să ridici o sprânceană. Deci când îi vezi apărând în momentul de față la televizor, și aici apare de asta, spun, să fie o generație întreagă de inși din categoria asta. Că ei la rând, că e Ciolacu, că e Ciucă, că e Iohannis, că e cine vreți, Ludovic Orban sau oricare, hai, Orban mai are listeriile lui așa, dar Drulă și ăștia, deci toți au, din nefericire, zici că sunt trași la Indigo. Păi da? Asta se numește nimic. Generație. Generația este, nu e cum am auzit mulți profesori pe la televizor cu ocazia grevei, spunând generație în loc de promoție. Această generație de elevi va avea de suferit. Era o promoție. E o promoție. Fără discuție, da. Deci generația poate fi pe mai mulți ani, exact, da? Și de regulă se formează în jurul unui mare eveniment. Uh-huh. Generația Revoluției, generația anilor 60 în poezia românească. Deci generații. Generația anilor 20 în interbelic, cu marii noștri oameni de cultură. Deci o generație are niște trăsături comune date de spiritul timpului, de epoca respectivă. Și săracii asta au prins. Au prins golul ăsta al școlii românești, scăderea calității resursei umane în toate domeniile, da. De ce n-ar fi și în politică. Așa? Și plecarea în străinătatea vârfurilor, generației lor, toți au pățit treaba asta. De la electricieni până la poeți și actori. Cei mai buni s-au dus în străinătate. Actorii filmează pe la Hollywood, prin Italia. Electricienii construiesc prin Spania, prin Italia, prin Germania. Deci e o scădere dramatică a întregului nivel al educației în societatea românească. Și atunci, știți, vorba lui Cornel Dinu, când era el președinte la Dinamo, era secretar de stat la sport. Așa. Și l-au intervievat reporterii de la televiziunea română: domnul Dinu, de ce e mizeria asta în fotbal, domnule? De ce se vindeau meciuri, erau la vedere totul. Când mergea Gigi Becali cu valiza. După niște jucători ca să-i bată pe aia, ca să câștige el campionatul. Era iar Maroc. Și Dinu se uită la ea și zice, era o reporteriță. Păi domnișoară, zice, toată societatea românescă e bolnavă. Zice, de ce fotbalul ar fi altfel decât restul societății? Da, da. Și acum vă întreb și eu, de ce politica ar fi altfel decât restul societății? Da, aveți dreptate. N-ai de unde. Nu poate să iasă nimic mai bun. Societatea restul... e un sistem. Da, da. Și toate subsistemele sunt subsumate unor principii unificatoare, general. Da.
Din punctul ăsta de vedere, să știți că pentru anumite generații, mă includ și eu aici, să zicem asta, coexistența cu noile generații, ca să zicem așa, devine din ce în ce mai complicat. Eu mă simt adeseori nu exclus, că mă retrag singur, dacă vreți, din cercurile unor oameni ceva mai tineri la un moment dat, pentru că mi este foarte, devine foarte obositor să găsești punți de comunicare cu ei. Aproape că e un efort teribil, inclusiv de, apropo de oamenii politici, vă spun, ca realizator de emisiuni de televiziune, de podcasturi, de nu știu ce. Un dialog din ăsta cu dumneavoastră este realmente reconfortant, inclusiv pentru realizator, pentru subsemnat. Sunt convins că pentru și pentru ce care pentru că niciunul dintre noi doi nu simte nevoia să prefacă și să dea că e altceva decât e, în realitate. Da, e reconfortant. Cu alții, ai tot timpul senzația că nu este el autentic și încerci să-l scoți din... Are un tablou cu care... Știți cum se mergea pe vremuri la defilare? Da. Cu tablou altuia? Da, da. Ăștia merg cu propriul lor tablou. Incredibil, imagine. Fabuloasă. Și tu imagine. Trebuie să-l dai la o parte pe ăla, să-l vezi pe dar el. De ce naiba sunt așa? Că sunt... Iertați-mă, aproape că aici a surprins extraordinar acest... Nu știam, adică n-am reușit să găsesc o formulă atât de plastică pentru a defini ceea ce mă deranjează. Da, domne, aproape că trebuie să te zbați și ăsta e efortul ăla de care vorbeam, așa, să dai la o parte toată spoiala aia pe care o pun pe chipul lor ca să ajungi în sfârșit la om, la omul, să-l pipăi un pic, să vezi fața, cum da, e, da, să da, nu știu ce, să una alta. Pe când, iertați-mă, cu colegii mei de generație, cu oamenii de... lucrurile merg foarte rapid, adică te simți dacă știu, ai sau n-ai știu. Chimie, să zicem așa, dar la ea nu e vorba de chimie, până descoperi, bă, cine e ăsta de fapt? Sunt... Noi ne-am format stând pe merite personale, pe realizări și avem un sentiment al legitimității. Ne simțim legitimi. Uh-huh. Dumneavoastră simțiți că meritați să fiți unde sunteți. Și eu la fel. Ei nu sunt. De-aia nu se lasă descoperiți. Că tot timpul se simt vulnerabili. Ei știu că au ajuns acolo pentru că a dat cineva un telefon, pentru că l-a împins cineva de la spate, pentru că s-a însurat cu cine trebuia. Deci o serie întreagă de tot ce ține de sistemul ăla PCR, pile, cunoștințe, relații. Funcționează, da, funcționează, da, sigur. Da, este? Este marea moștenire a regimului Ceaușescu. PCR-ul ăsta. Deci ei simt că nu au ce căuta acolo și mai bine au intrat într-un rol și ți-l servesc. Dacă faci greșeala să întrebi care, dacă partidul din care fac parte e de stânga sau de dreapta, l-ai blocat. Și evită, te evită data viitoare, nu te mai... Fiindcă ei nu știu lucruri de bază, lucruri elementare. Știți că făceam un training odată pentru toți candidații unui partid important din țara asta pe comunicare politică. Și o sală mare plină la un hotel. Da. Și îi întreb, zic, comunicarea politică înseamnă comunicarea pe valori politice, transmite valori politice, da? Dacă un băiat îi spune unei fete te iubesc, nu e comunicare politică. Dar dacă îi transmite valori politice, e comunicare politică. Hai să vedem. Era începutul speech-ului. Zic, dați-mi un exemplu de valori politice. Și eram la un flipchart de ăla cu carioca în mână să le scriu pe... Stăteam cu mâna în aer. Hai băieți, haide, o valoare politică. Pauză. Nimic. Și la un moment dat, o voce timidă din primul rând. Justiția socială. Zic, da, bravo, justiția socială. Singura pe care am scris-o, restul a trebuit să-i descriu eu. Singura care a venit din sală. Personajul respectiv era în acel moment purtătorul de cuvânt al partidului. Ăla știa o valoare. Deci ei nu știu lucruri elementare și au intrat în viața politică și sunt butonați de alții. Manipulați de alții care au alte interese, n-au treabă cu valorile politice. Este motiv pentru că dumneavoastră vă e greu să intrați în interacțiune cu ei. Și dumneavoastră aveți pretenția asta de autenticității. Păi nu se poate altfel, domnule. Și domnule, autentic, da. Altfel n-am ce discuta cu M-am tine. Săturat, vă dați seama, am totuși niște ani și eu când fac meseria asta, fac și 30 știți, în toamnă. Știți cum ar trebui să, cred eu că ar trebui să facem când intrăm într-un mediu, de un mediu al tinerilor. Să zicem că fiica dumneavoastră își dă
o petrecere acasă, da. Și dumneavoastră intrați acolo. Vreți să-i cunoașteți, să, da, bine ați venit și să le spuneți petrecere frumoasă. Și simțiți așa să face liniște. Exact, o, momentul ăla. O liniște penibilă, așa, da. Un moment. Mm-hmm. Fiți atenți că, de fapt, ei sunt rezervați pentru că ei bănuiesc că dumneavoastră aveți niște prejudecăți cu privire la ei. Dumneavoastră, la rândul nostru, îi bănuiți pe ei că au niște prejudecăți cu privire la ei. E, dacă noi am putea să topim gheața asta, adică este, sunt aceste ipoteze ale unuia către celălalt, pe ideea că celălalt crede despre mine că suntem... Dumneavoastră cum topiți gheața asta când vă întâlniți cu ei, când vă întâlniți, da, și din postura, da, profesorului, absolut, la catedră, adică sunt convins că și acolo funcționează, da? Trebuie să încep cu lucruri bune. Eu știu că voi așa și așa, dar știu pe, că, da, pe de altă parte că vă iubiți, părinții, că respectați. Okay. Cercetările mi-arată că voi aveți mai multe limbaje, aveți un limbaj cu grupul de prieteni și alt limbaj acasă. Ceea ce înseamnă că nu vă permite să vorbiți oricum în prezența părinților. Asta înseamnă că îi respectați. Și dintr-o dată, că se recunosc. Da, se regăsesc acolo. Da, da. Și se spun cercetările cu adolescenții de astăzi. Dau foarte mare importanță familiei. E țin la familiile lor. Nu sunt cum ne credem noi. Zău? Sigur. Foarte interesant. Care se duc la Antol și asta, aia sunt puțin în comparație cu... Nu, dar avea impresia la un moment dat că la cât de mult se izolează, că în general adolescentul român, așa cum îl văd eu acum la ora asta, sigur, s-ar putea să fie o... E unul închis într-o cameră cu un computer în față, care comunică doar cu prietenii lui care joacă la un dat Counter-Strike. Deci pe orizontală în generația lui. Da. Păi el fuge, trece pe lângă părinții care sunt în living și se duc, exact, se duc în cameră, pentru că știe că dacă începe să spună ceva și auzi, termină cu prostiile astea. Da, corect. Cât ești la mine în casă, da, da, da. Și încep. Păi noi, noi îi îndepărtăm. Da. Noi îi facem să fugă. Și până la urmă fug de acasă. Cum au ocazie. Deci noi trebuie să avem, vorba lui Marin Sorescu, unde fugim de acasă. Problema este unde fugi. Nu dacă fugi. Da, da, da. Pentru că întotdeauna există un moment de emancipare, de eliberare, de... de atmosfera familială, de ideologia familiei, că fiecare familie are ideologia ei, prin care justifică modul ei de viață. Da? Și tânărul poate vedea altceva, să mă uită peste gard, vede la alții, are prieteni din alte familii, care vin cu alte capitaluri culturale. Deci, întotdeauna trebuie să fii atent cum, care e o vorbă în circulație, păstrează distanța legală. Da, da. Care distanța aia legală, care aia legal. Să nu te ciocnești de el, dar în același timp să nu-l pierzi, să nu se ducă. E ziua dumneavoastră azi? Da. Vă dorim la mulți ani. Mulțumesc frumos. Profesor, să fiți sănătos. Asta e momentul care mie mi se pare. Să știți că aveți foarte multe mesaje frumoase scrise de oameni aici care spun, ba, cineva face chiar un compliment, zice, astăzi face 72 de ani, nu prea arată vârsta, deci e perfect. Asta ceea ce vă doresc și dumneavoastră. Doamne ajută, da. Și mă leg de chestiunea asta să vă întreb, așa, dacă ar fi să... le spuneți la final celor care ne-au privit. Dumneavoastră vă cunosc de foarte mulți ani, vă urmăresc foarte atent, vă citesc cărțile. Păreți un om care a găsit o stare de echilibru. Sper că nu mă înșel. Așa, nu, nu din ceea ce, din, de-a lungul timpului, urmărindu-vă, inclusiv în discursul public, trăiți intens, se vede clar lucrurile din jurul dumneavoastră, dar în același timp ați reușit să găsiți acea stare de echilibru. Da? Nu, 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 nu cred că mi-aduc aminte de excese publice făcute de Dumitru Borțuni. Și în cărțile dumneavoastră întotdeauna găsiți zona aceea. Am și o ironie. Sigur. În Marea Neagră fac multă... Da. E o chestiune pe care ați reușit să o, să o obțineți prin autoeducație sau așa, cum să spunem, așa v-ați născut, da? E o chestiune născută. Nu știu, s-ar putea să fie și născută. Fratele meu, Geamăn, de pildă, pe care l-am pierdut anul trecut, era mai introvertit și mai reținut în a să oferi celorlalți. Și de multe ori îmi făcea observații după ce plecam la undeva, ce trebuia să spui neapărat treaba aia. Eu făceam, de pildă, erau patru nefăcute la un prieten, ne-am dus peste el, că era bolnav, să-i zicem, sănătate. Și mama lui zice, scuzați-mă că n-am făcut paturi, era 12, prânzul.
La care eu îi zic, lăsa asta, adică și la noi mai sunt paturile nefăcute, nu e nicio problemă, ca să nu o fac să simtă prost. La care frate meu, de ce trebuie să spui treaba asta? În primul că nu e așa. La noi să fac paturile la prima oară. Băi, nu e așa, zic, dar n-ai văzut ce prost să simțea, că am intrat și noi peste ea, fără să anunțăm că vrem să venim. Și noi greșiserăm. Deci, eu aveam un alt tip de a mă raporta la oameni, pe care Marcel nu-l avea. Și el vrea să pună lucrurile așa cum da, da și nu, nu. Și eu eram mai dispus spre comunicare, spre consensualitate. Și întotdeauna am avut chestia asta spre oameni. În facultate mi se spunea Titi Popularu. Titi e diminutivul, da. Și colegii mei vedeau că eu de câte ori mergeam undeva, dacă mergeam la o cârciumă, la pisica leșinată, eu stăteam de vorbă cu lăutarii sau cu unii de la o masă alăturată, niște oameni simpli. Deci o ușurință extraordinară de a intra în contact cu alte medii. Cu toate mediile, da. Nu rămâneam doar între noi studenții cu poantele noastre și cu numele noastre. La mare, dacă mergi la Costinești împreună cu colegii, ei se pregăteau de un foc de tabără și eu stăteam de vreo cu pescarii de la Năvodar de acolo. Erau niște pescari. Deci am avut treaba asta și asta m-a făcut să pot să trec pârleazul între diferite grupuri socioculturale și să mă pot exprima pe înțelesul tuturor. Și fiți atenți, când spun asta, nu zic pe nivel. Că multă lume, când îi aud cu vorba asta, să te cobori la poftim, dar cine te crezi tu? De unde să te cobori? Nu te cobori de nici. Fiecare crede că se coboară. Pur și simplu deschizi o ușă și intri și acolo. Înțeles. Despre asta e vorba. Tu te sincronizezi. Palierul e același, da? Sunt mai multe ușe. Exact. Da. Te sincronizezi cu altul. Te înțelegi cu el, încerci să comunici. Nu, te adaptezi la celălalt, nu te cobori la el. Că fiecare se crede special, e mai sus decât restul. Nu. Deci, întotdeauna am avut această înțelepciune. Mi-a venit din educație. Mama noastră era învățătoare și era foarte atentă la derapajele pe care le făceam, morale, caracteriale. Dar am un astfel de echilibru, l-ați sezizat foarte bine și mulțumesc că mă întrebați. Vă declar foarte sincer, deloc ritos, sunt un om fericit. Asta e minunat. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor. A fost o bucurie, ca de obicei, să vă avem în podcastul evenimentului zilei aici pe platforma Hai România. Vă întoarceți rapid la catedră la momentul ăsta, că aveți un pic de treabă, ca facultate. Să zicem așa, la facultate. Mai am un examen. Mulțumim foarte mult încă o dată. Ne oprim aici, prieteni. Ne revedem mâine, aceleași ore, 12 trecute fix, într-un nou podcast aici pe canalul de YouTube Hai România. Vă aștept și diseară, de la orele 20, pe Metropola TV. Toate bune! Thank you.